În continuare discutăm tot despre bărbați talentați. De fapt, nu vorbim despre, vorbim cu un reprezentant al bărbaților care se pricep de minune la toate. De ce zic asta? Foarte simplu. E foarte bun în tot ce înseamnă măiestria handmade. Este foarte bun în domeniul IT, este bun în televiziune, este bun în muzică, este un bun prieten și este Alex Cravțov. Bună dimineața și mă bucur tare mult să te revăd! Bună dimineața, Daniela! Bună dimineața redacției, bună dimineața și bună dimineața tuturor telespectatorilor. Înainte de a discuta despre valsul care s-a bucurat de succes Riverdance, vreau să-mi spui dacă ai emoții atunci când intri în legătură directă cu o emisiune la care ai ținut și probabil ții în continuare foarte mult. Sigur că da. Mi-am luat și un pahar cu apă ca să beau să-mi calmez un pic spiritele și emoțiile. Aș vrea să fiu alături de voi acolo, dar prin internet nu e ceilalți. Oricum, emoțiile se transmit, cel puțin sentimentul nostru de mândrie este unul care cu siguranță a ajuns și în Elveția. Vreau să ne povestești despre acel moment mult așteptat, mult râvnit de tine. Cum a fost premiera valsului Riverdance, pentru că dincolo de toate, Elveția este un stat în care cultura, arta are un punct de vedere foarte important în tot ce înseamnă evoluție. Ai perfectă dreptate, am fost surprins să observ, să aflu că practic în fiecare oraș se află câte minim o orchestră simfonică, minim un cor mixt, deci sunt câte două, trei. Și evident că am mers și am făcut cunoștință cu acel dirijor, căruia din stat i-a plăcut piesa Riverdance, am mers cu mai multe piese de ale mele. Și despre emoții, cum pot să spun? Evident că era fascinant pentru mine. Concertul a avut loc în data de 20 februarie la Filarmonica orașului. Până la concert și după evoluția mea, evident că tremuram totul. În timpul interpretării am zis că îmi las toate emoțiile pentru că pot să greșesc cumva și apoi se duce totul. Apropo, eu da. Vreau să ne relatez și despre selecția acestei lucrări Riverdance. Ai mers, spuneai tu, cu mai multe piese, aceasta a fost selectată. A fost de altfel și preferata ta? Ai simțit tu că asta urmează să fie cea mai îndrăgită sau erai în suspans total? Eram în suspans total. Pentru mine, dacă eu le scriu, toate sunt dragi, toate piesele. Nu am una mai preferată și alta mai nu. Asta s-a nimerit prima. Wow! Deci era prima pe listă. Dirijorul a răsfoit paginile și a zis, o iau. Zic, stați o clipă, nu ați ascultat-o, nu ați văzut-o. Păi, și el îmi zice, păi sunt dirijor de orchestră simfonică, eu înțeleg notele, îmi pare rău. El le trăiește. Zic, okay. Cumva. Dar tu îți mai amintești zilele în care mergeam în studioul 2 și tu cântai la pian, eram între, era și Andrei Luca împreună cu noi. Vreau să-mi spui dacă îți mai amintești de acele clipe când abia de făceai o incursiune în lumea respectivă și aveai lucrările gata, pregătite, dar nu prezentate în fața unui public atât de larg. Păi făceam teste pe voi. Eram niște cobai. Da, sigur că mi-amintesc. Mi-amintesc acel pian din studioul 2 și am impresia că făceam cea mai mare gălăgie. Da, așa e. În acel moment, da. Apropo, spune-mi, care a fost reacția familiei? Ce emoții au trăit soția, copiii? Pentru că a fost un moment de mândrie, dar sunt sigură că au curs și roaie de transpirație și pe ei. Că na, tăticul e în scenă, soțul, cum te-au încurajat? Ce ți-au spus? Soția, evident, mi-a dat sfaturi utile cum să merg, cum să mă comport în scenă, ce trebuie să fac. Pentru că, mă rog, aceste sfaturi sunt utile pentru mine, pentru că eu fiind plin de emoții pot să uit totul. I-a spus modestie, încredere, puncte, 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 așa.
și vreau să-i mulțumesc pentru aceste sfaturi. Însă și familia au stat, evident, în sală și din momentul când au auzit primele note a piesei, dar ei deja o cunosc pentru că au ascultat-o acasă, eu făcând repetiții la pian, la fel, exersez, au stat toți, practic, uite așa, nu respirau, ridicate, nu? Nu respirau, nu mișcau. Și cu zâmbetul pe buze și așteptau să asculte toată piesa, să treacă tot ăsta ca să, să se Alex, poată apropo, și relaxa la fel ca și mine. Apropo, am văzut multă lume în sală, multă lume care a aplaudat. Ar însemna cumva că în Elveția se mai ridică din aceste restricții ce o țin de pandemia de COVID-19? Deci lucrul ăsta este ceva fantastic, ceva de la Dumnezeu. Vreau să spun că acest concert s-a anulat de 3 ori. S-a amânat, hai să zic așa, de 3 ori din cauza pandemiei. În momentul când el a fost anunțat că totuși va fi pe 20 februarie, în data de 17 februarie s-au anulat toate restricțiile COVID. Deci Kravtsov a salvat cetățenii Elveției. Bravo! Nu pot să-ți ofer o medalie, o fac când vii acasă. Vreau să-mi spui dacă mai ții legătura cu bunii tăi colegi, prieteni de la Soroca, pentru că știu că ai avut întotdeauna un atașament aparte față de cei de acolo. Ba da, sigur că țin legătura cu ei uneori și mă mai consult. Avem un grup, le-am expediat lor mai întâi câteva secvențe de la repetiții ca să le cer și lor sfaturile, pentru că în timpul repetițiilor eu aud doar o vioară și o trompetă și eu când cânt la pian nu aud orchestra per ansamblu. Și evident că țin legătura, le-am cerut careva sfaturi, poate zic acolo cineva mai mult, mai rar, mai lent, mai repede, deci tot ce ține de muncă. Acum n-am cum să nu te întreb. Știm cu toții, ești un vulcan de energie, de inspirație, de gânduri. Am zis deja, televiziune, IT, handmade, mai nou citesc chiar pe burtieră compozitor și mă ia cu un tremurici din ăsta de mândrie. Ce urmează, Alex? Te-ai gândit ce ai fi tentat să mai încerci în viața asta? Că ție toate. Nu, pentru mine este suficient toate câte le am. Visul meu este muzica, este a fi compozitor. Deci tot ce este pe lângă muzică este ceva mai... Muzica îmi stă în suflet. Eu cu ceea ce aș vrea să mă ocup, asta ar fi muzica. Da, apropo, nimic acum mai mult. Lucrezi acum asupra unor proiecte, asupra unor compoziții? Cum să-ți explic cum se lucrează asupra unor compoziții? Nu stau să le nasc, să le stau și să le compun. Deci ele vin, lucrările vin, treaba mea e să reușesc să le scriu. Nu am reușit, am pierdut. Punct. Și evident că îți vine o secvență. Deci am scris-o, am lăsat-o, am scris-o, am lăsat-o. Și am câteva, am vreo 5 neterminate. Dar nu le forțez, o să vină și o să le termin, evident. Ceea ce ține de o colaborare cu orchestra simfonică, care a fost interpretată această piesă, dirijorului i-a mai plăcut o piesă și urmează anul viitor să o realizăm. Sper că va fi realizat. Să fie cu Doamne ajută, noi așteptăm toate aceste progrese și așteptăm concertele tale aici în Republica Moldova. Ne este tare dor de tine, dar repet, nu am o procură propriu-zis sau un mandat din partea colegilor de la televiziune, dar sunt sigură că o să semneze indirect acest lucru. Ne e tare dor de tine. Te așteptăm acasă cu mare drag și cu brațele deschise. Mulțumesc, mie mi-este dor de voi.
Mult succes în continuare și fie ca muza să te viziteze din ce în ce mai des, deși cei care îl cunosc pe Alex Kravtsov înțeleg foarte bine că el trăiește într-o simbioză cu muza. Alex, mult succes în continuare, dar cu siguranță nu ne despărțim așa, pur și simplu invităm și pe cei de acasă să urmărească o secvență video din valsul Riverdance. Mersi.